Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit la Adevăruri Ascunse. Sunt Cătălina Porumbel. Astăzi o să vorbim despre căsătoria de oaspeți. Ce presupune această căsătorie de oaspeți și dacă ea prelungește până la urmă viața unei căsnicii. De asemenea, avem și un horoscop foarte interesant. Ce fel de mamă ești în funcție de zodie? Avem și rubricile noastre permanente, leacul zilei, pilda zilei și vedem ce spun runele pentru săptămâna care vine. Lidia Fecioru, bioenergoterapeut și maestrul Mihai Voroptievici, numai seara bună! Hai să vedem, Lidia, ce înseamnă căsătoria de oaspeți. E o denumire ciudată, dar foarte interesantă explicație. Știi că mai sunt copii mici și îi întreb ce vrei să fii când te faci mare și îți zice oaspete. Căsătoria de oaspeți. Nu știu, dacă îi spui la unul, face ca mine acum, începe să-și frece degetele, că nu înțelege cam cum ar fi căsătoria de oaspeți. Căsătoria de oaspeți este ce avem noi în ziua de astăzi. Avem căsătoriile pe statul ăsta în concubinaj. Fiecare cu casa lui, fiecare la casa lui. Eu vin la tine, tu vii la mine. Înțelegi? Fără alte responsabilități. Dar spun eu că într-o chestie de genul ăsta... Femeia dă tot și bărbatul primește tot și nu dă nimic. Zici că e o regulă de aur. Da, fără discuții. Deci, practic, noi avem o relație, da. Dar timpul nostru împreună este limitat. Poate să fie multe serii în care fiecare doarme acasă la el, nu? Una e că doarme acasă la el. A doua este că nu îl interesează ce cercuri ai, ce hobby-uri ai, nu îl interesează nici ce vrea. Că poate, până la urmă, ok, poate că rămâne să mergi la un spectacol, poate că rămâne să vă duceți, să rămână într-o seară să doarmă la tine sau te duci. Dar eu nu văd iubirea aici. Unde e iubirea? Pe asta vreau să spun, dacă nu știe ce hobby-uri ai, ce cerc de prieteni, ce nevoi, ce dorințe, practic ce relație e asta? Asta e, ce relație e și unde e iubire din toată chestia asta? Este doar așa că suntem împreună, că am o prietenă? Pot să spun că am un prieten. Atât. Poate că nici măcar prieten, dacă stau să mă gândesc așa mai... O cunoștință? Da. O cunoștință. O chestie, că mulți o să spună, da, dom'le, e frumos pentru că nu ne intersectăm foarte mult, da, nu ne plictisim unul pe celălalt foarte mult. Stai un pic, că dacă nu-l plictisești, nici asumare nu există. Cunosc, apropo, un cuplu căsătorit cu un copil, ea și copilul stau acasă la mama ei. Da. Și el stă acasă la nevasta lui. Nu. El stă în apartamentul pe care și l-au cumpărat ca să locuiască împreună. Și explicația a fost că ea a făcut acest pas, adică stă cu copilul la mama ei, pentru că primește ajutor de la mamă și e mai simplu cu copilul. Și ca să nu deplaseze pe mamă sau da. Mama să nu-și asume niște responsabilități. Dar sunt căsătoriți. Da, sunt, da. Soacra nu se înțelege cu ginele și atunci aduci copilul, stai la mine până îl face mare și pe urmă vedem noi. E foarte ciudat să auzi acest lucru. Ciudat. Nu? Chestia asta este... tu știi că noi spuneam că totul începe din pat, domnule, că suntem sinceri. Dacă deja nu mai dormim în același pat, deja e o problemă. Dar știi că eu îți spuneam că există un studiu pe care l-am citit, cred că zilele trecute, care spunea așa, că dacă dormiți în dormitoare separate, în camere separate, crește perioada de căsătorie, adică viața căsătoriei se prelungește. E adevărat, dar asta se întâmplă după 55 de ani, când începe unul să spore mai tare decât celălalt. Și mai repede. Cine începe primul? Cine începe primul să spore. Deci, nu văd. Și chestia asta, vezi, începe să devină o chestie la modă și se strică, nu știu, poate că sunt eu mai învechită, dar se strică noțiune de familie, înțelegi? Noțiunea de cuplu, în primul rând. Da, cred că asta este. În primul rând, noțiunea de familie, de cuplu, de familia este nucleul societății, da? Dacă avem o societate care nu sunt responsabili unul cu celălalt, atunci ce responsabilitate pot avea față de țară în sine? Dacă la micro nu te dezvolți,
La macro nici atât. Nici atât. Eu nu văd chestia asta. Adică chestia asta occidentală care vine să ne spună nouă ce mișto e să stai tu acolo, cu siguranță există a treia persoană. Obligatoriu. Obligatoriu. Păr un cățel, o pisică. Taci, ești din zoofilie. Hai mă, că eu sunt conciliant. Eu nu vreau să bag a treia persoană. Dar acolo nu există. Acolo, când se face chestia asta, este loc de a treia persoană, înțelegi? Lași loc. Da. Când nu mai dormi în același dormitor, adică când în pat sunt unul lângă celălalt, a treia persoană nu încape. Dar dacă deja te-ai dus în alt dormitor, deja a treia persoană poate încăpea liniștit. Știi că ți-am mai zis eu, dacă într-un faci pat sau în celălalt. Să nu faci patul prea mare. Că de-aia aveam natalitate înainte, că erau paturile înguste. Și mai ales în perioada când acum cum era frig, zicea ca bunica, nu împinge că iese cu ochi. Adică să nu cazi de în pat, vorba aia. Deci căsătoria asta, că se duc împreună, ies împreună și se duc la prieteni în musafirie, dar e ca și cum ai avea... Ești într-o relație cu cineva. Un companion. O relație pe care nici nu poți să o definești că este pe toată viața. Și ce curaj ai să faci un copil? Cu vecina de pat. Unii au. Au pentru că se uită că le trece buletinul. Îl schimb buletinul. La 10 ani, la 10 ani schimb buletinul. Și asta înseamnă crește în vârstă. Înțelegi? Îmbătrânești. Și atunci alegi să faci un copil, nu mai contează dacă mai vrea să stea cu tine. Auzi că dacă mă deranjează plânsul copilului, poți să stai la măta. Serios? Cum vine asta? Deci e la modă să... Am văzut și persoane publice care promovează acest lucru pentru sănătatea căsătoriei. Știi că eu ți-am mai spus ție, apropo de persoanele publice, nu trebuie să învățăm cum să fim fericiți de la cei care și-au nefericit viața lor. Să fie sănătoși. Nu putem lua exemplu și nu mi-e și silă să le văd câteodată și pe TikTok și peste tot. Dau niște lecții din astea de viață, ele care n-au trecut prin viața lor exact. Sub nicio formă, n-au nici copii sau, mă rog, au un copil, dar sunt singure. Eu înțeleg că e o formă de a face bani pe TikTok, dar asta nu înseamnă să promovezi o prostie, o idioțenie, că nu e o lege. Nu există, nu e o lege în lumea asta să vrei să o faci tu. Deși sunt împotriva la chestiile astea, să știi. Un copil are nevoie de amândoi părinții, să crească cu amândoi părinții, pentru că și învață și de la tată și de la mamă. Se educă, așa se educă un copil. Se întâmplă să rămâi singur, asta nu e o tragedie. Că și eu am rămas singură cu doi copii, dar asta nu înseamnă că a fost o tragedie. A fost alegerea mea să rămân singură, să-mi cresc copiii. Am ales să nu supun copiii unei situații de a nu accepta partenerul vieții mele, da? Și atunci, ca să nu fac acea presiune în casă, am reușit să fac chestia asta, să nu fac lucrul ăsta. Da? Deci a fost alegerea mea pentru a-mi ocroti familia, copiii, de tensiunea din casă, de... E o formă de stres care ar fi venit deasupra noastră nedorit și ne... Dar eu, asta e cu căsătorie de oaspeți, este o nebunie totală pe care eu n-am să o înțeleg și nu pot să o înțeleg. Ea oricum există, spuneam. Există pentru că sunt relațiile astea de concubinaj. Ne venim împreună, locuim împreună o perioadă de timp să vedem dacă o să ne acomodăm împreună și după aia o să mai vedem. Păi stai 10 ani, nu faci nimica decât că se erodează. E un timp pierdut. Exact. Și de fapt își dau seama că peste 10 ani își dau seama că ei nu au nimic în comun, știi, și îmi pare rău. Dar știi, mie îmi pare rău, dar eu mă duc că eu am un copil cu una. Da. Deci zici că forma asta de modernism, de progresism dăunează grav sănătății. În fond. Mentale. Mulți o văd ca pe o relație relaxată, care nu implică responsabilitate. E și vorba aceea că dacă se simt bine așa, de ce să nu stea așa? Domnul, noi spuneam despre căsătorie.
Și nu atât că eu când i-aud că mai ce să spun că o ștampilă în pașaport nu schimbă, e importantă, nu schimbă cu nimic relația și iubirea noastră. Da, este un caz la nu știu cât, care au trăit toată viața și am văzut eu cu ochii mei care au trăit toată viața necăsătoriți și la bătrâneți s-au căsătorit. Mai târziu. Da. Atunci le-a venit minte. Ca să oficializeze, vezi, Doamne, relația lor, pentru că trebuia să moștenească cu moștenirile, cu casa. Deci împingi de o situație. Deci nu că și-ar fi dorit. Arată-mi și mie cum pot construi și dacă construiesc aceste persoane de căsătorii, de oaspeți, dacă construiesc ceva să rămână în urma lor. Ceva durabil. Nu prea e cum. Păi vezi, nu rămâne nimic. Dar o societate nu poate crește dacă nu rămân, nu lași nimic în urma ta. Nu contează ce lași, dar să lași. Corect. Uite, da? Tema pentru un film. Oaspete în căsnicia ta. Da, este... Ei spun că este rutina asta, evită rutina zilnică. Asta. Ok, și ce vrei să spui? Că cei care locuiesc împreună și sunt căsătoriți și au și familie și copii și soacră și socri și de toate și sunt idioți? Că vezi, Doamne, se rutinează? Eu zic astea sunt pretexte care de nu ce au ce te rutinezi atâta tu? Da, există, da. Da, există această percepție că e o metodă sunt oameni vechită. Care nu vor să se implice, nu vor să aibă responsabilități. Mica plăcere sau marea plăcere e beneficiu amândurora și e ca și cum ți-ai cumpăra o pereche de pantofi noi, te strâng, îi arunci. Chestia e că într-adevăr și atunci acest lucru o fac oamenii care le place să stea mai mult singuri. Da, e și o... Doar atunci și atunci se fac aceste relații și aș putea să le numesc strict fizice. Mm-hmm. Profesionale. Profilactic curativ sportiv. Înțelegi? Deci... Bine, tu spui foarte corect, că nu poți să construiești. Nu e o ceva acolo, dar nu e ce e trebuie. E cerința fizică pe care te duci să te îndeplinești, adică nu te duci să-ți cauți o altă femeie dacă ești singur sau singură, să-ți cauți un bărbat cu care să ai o relație sexuală, să spunem. Știi că ai una acolo la care poți să te duci. E în camera alătură, nu mai te deplasezi și nu-ți mai creezi alte obligații. Că tot nu vrei să-ți creezi obligații. Da, și probabil că ajungi la o vârstă, Lidia, în care îți dai seama că ai pierdut timpul. Da, nu știu dacă durează mult timp o astfel de relație. Iertați-mă că intervin. Asta e, să zic că merge un an, doi. Da, poate să fie, depinde. Și până la urmă, omul nu mai vrea numai unul dintre ei va căuta altceva. Obligatoriu. Omul nu poate trăi fără un impuls din afară. Nu poate. Înțelegi? Și acel impuls ne-l dă omul drag de lângă noi. Dom'le, sunt de acord, uite, te iau pe tine, că da, vorbim de alte persoane. Dacă tu n-ai lucrat în presă și n-ai lucrat în trustul în care lucrezi, ai avea copii și ai câștigat poate bani din altceva, nu e problema de, se pune problema de bani. Dom'le, dacă ai femeie să te simți iubită de un bărbat și știi că acel bărbat ce-a făcut? Și-a asumat relația cu tine. Aveți doi copii pe care îi creșteți împreună. Corect. Doamne, trebuie să mă gândesc că atunci când, în căsătoriile astea de oaspeți, trebuie să mă gândesc că atunci când am nevoie de cineva, doamne, să-mi aduc un ceai. Nu știu cum să spun. Da, am nevoie de ajutor. Ăla spune, eu nu pot să vin acum că am nevoie să fiu singur. Serios? Apoi fii singur atunci. De ce să fii cu cineva? De ce trebuie să-ți pui, să-ți agăzi de gât o tălancă pe care n-ai de ce să o porți? Să-ți pui o emblemă pe care n-ai de ce să o pui? Că la fel de fericit poți să fii cu alta sau la fel de fericită poți să fii cu altul. Da, păi, la un moment dat se va sfârși. Exact. Nu durează. E, și problema este că, ce spuneai tu mai devreme, chiar dacă este rutina, rutina asta ne face să învățăm lecții. Că chestia aia ce o fac oamenii în situațiile alea, ei sunt egoiști.
nu se gândesc decât la propriile lor interese. Fiecare în pătrățica lui. Dar doar la fiecare se gândește. Asta o pot face și o concep numai cei mai egoiști oameni. Da, care se gândesc doar la ei. Deci când ai văzut un cuplu din asta, lasă să se ducă cu Dumnezeu, că atâta egoism cât există în acei doi oameni, n-ai să găsești într-o tonă de oameni. Da, e o formă de relație, cum ziceai și tu. Da. E din ce în ce mai întâlnită, dar nu este de lungă durată, asta este sigur. Ei se bucură că nu, știu, am un partener, dar nu e gelos, eu pot să fac ce vreau, pot să plec unde vreau. Ok, el nu e gelos, dar tu? E o întrebare. El nu, dar tu? Ție ți-ar place să se ducă unde vrea el, să facă ce vrea el și tu nu ești geloasă deloc? Ba da, mie îmi pasă. Păi și atunci cum poți să spui că aveți o relație? Așa, funny. Sunt cupluri de genul ăsta în care libertatea și independența fiecăruia primează. Și ei pot să accepte așa ceva. Nu. Un cuplu normal, adică eu îți dau două cifre de destin care poate să trăiască în condițiile astea. 3-5. 5-ul prioritar. Păi ăștia nu-i poți îngrădi într-o căsnicie. Dacă au divorțat, au reușit totuși, excepțional, și au făcut o căsătorie, primul care fuge de acolo e cel care se simte îngrădit sau undeva supravegheat. Dar dacă tu dormi acolo și faci ce vrei, tu ai banii tăi, faci ce vrei, fiecare, și ne întâlnim ocazional, nu văd ce sens ar avea, că ocazional se poate. Așa oamenii nici nu reușesc să cunoască unul pe celălalt. Niciodată nu se vor cunoaște. Nu știu. Cum. Ce pentru nevoie ai tu, ce petrecut necesități. Foarte puțin împreună, nu-ți dă... n-ai cum, n-ai acces să-l cunoști pe om foarte bine, să-l cunoști în toate situațiile posibile. Dacă într-o viață de rutină de zi cu zi, îl cunoști, sunt toate stările, tot felul de situații și trebuie să vezi cum reacționează, da? Cea mai grea este să trăiești cu suspiciune. Când începi să lucrezi. Cam asta este relația lor, care îi rutinează mai mult decât pe tine, cu familie, îi consumă mai tare pentru că ei trăiesc într-o veșnică suspiciune. Asta e ca o noapte la hotel. Nu m-aș însura cu acte, că mi-e frică că nu știu ce, suspiciune de nu știu ce. Că vezi, Doamne, dacă el are casă și ea n-are, stă cu măsă, sau ea are și el n-are, stă cu măsă. Știi? Astea sunt suspiciune, ce interes are. Dar eu am casă, am de toate și ea ce interes are. Ăștia sunt care îi toate suspiciunile astea sunt cele care de fapt, știi că la când iepurile aveau 100 de ouă și s-a căutat prin pădure o tigaie și s-a dus la urs să-i dea tigaia și ce pătate. Și tot se gândea pe drum, în suspiciunea lui, făcea, dar dacă îmi cere 10 ouă să-mi dea tigaia, îi dau 10 ouă, dar mă duc să întreb și vulpea. Și dacă vulpea îmi cere 20 de ouă, până a ajuns la urs și i-a zis ursului, măi, ai tigaie? Am. Du-te, dracului, cu tigaia ta, cu tot. Că el în capul lui și-a făcut că dacă-i vrea toate ouăle și nu... Da, ajuns la... Și el nu o să mai aibă ouă, ai înțeles? Așa și ești. Trăiesc trăirea, da, mă, du-te, dracu, cu tigaia ta, cu tot. Deci cam asta e suspiciunea în care vor trăi oamenii, știi? Da, un concept interesant... Este actual. E ca o noapte la hotel. N-ai ajuns să cunoști bine hotelul, nici camera, pentru că tu ai avut o singură necesitate. Să-ți faci un duș și de adorm ca a doua zi să pleci. Și atunci ce facem? Da? Să-ți faci un duș să te culci, nu să adormi. Că dacă ai adormit la să-ți faci un duș, să te culci și să dormi. Da, asta mă referi. Păi da, nu o să... Vin întâi să mă cuși și pe urmă să fac duș și... Nu, asta este relație strict profilactic curativ sportiv.